Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, de nord, în rac, etalare pentru ianuarie 2021. La mulți ani și să aveți un an bun, pentru că știu că ați trecut prin multe, mulți dintre voi. Majoritatea. Majoritatea am trecut, adică toți am trecut, fiecare pe partea lui de problemă și de lecție mesajele au venit. În timp ce amestecam cărțile cu mesajele generale, a vrut să sară, a sărit asul, asul de foc. Asul de foc poate, pentru unii s-ar putea, pentru unii nu pentru toată lumea, pentru cei care sunteți mai tineri, pentru cei care v-ați vindecat sau pur și simplu, pentru cei care renunțați la un trecut, o să vedeți ce zic așa, și alegeți dragostea, S-ar putea pentru unii să vină o nouă pasiune, pentru că asul de foc clar este pasiune, este un foc pe care cineva îl direcționează către voi sau invers. simțiți voi că, că luați foc în preajma cuiva. Bine, evident, metaforic. de altă parte, poate să fie un proiect, o, o idee. Ia uite ce am aici, de la, de la chibrit mi se mai. Uh, în fine am aprins, chibritul s-a negrit ea. Poate fi astfel de foc, poate să fie o idee, o inspirație care vine ori din altă parte, ori pe care, eu știu ce fel de cal, intuitivă. Uh -huh, intu intuitivă. O inspirație, ceva original, ceva interesant vreți să faceți. Poate să fie un proiect. O chestie creativă, pentru că bătrânele sunt foarte creative. Vreți să faceți ceva sau, repet, este un om care o persoană care e creativă și vă, vă dă ni niște idei și începe să generați un proiect, da? o rețea, să se împreună. Revin? Poate să fie și o flacără care se naște pentru cine. O, oh, aveți credință, pentru că aveți credință sau pentru că ați avut credință. Aveți credință că, că veți găsi, vă veți regăsi pasiunea pentru viață. Aveți credință, da? Have faith face, păstrați-vă credința. Că vă veți însănătoși și de but înseamnă sănătate, revitalizare, da? Multe, multe semne bune. Uh, revin și la energia generală. Haideți să citim un pic uh, mesajele de la îngeri. Uh, se pare, nu că se pare, știm bine că ați trecut prin multe, și mesajele de la îngeri spun să vă întoarceți privirea către, și privirea și inima către lumină. Unii încă sunteți atrași de trecut. Și vi se confirmă de dor să vă întoarceți fața, inima către lumină, pentru că evident stați în umbră, stați în, într-un întuneric al trecutului, în niște experiențe neplăcute. Și la fel într-o altă formă vi se zice să lăsați trecutul. Cum? Fiți în prezent și visați la viitor. Când visați, totul este posibil. Și pentru că intrați în această stare de euforie sau de speranță, de credință, cum am văzut mai devreme, că lucrurile se pot schimba, chiar se vor schimba într-o formă sau alta. Nu exact ca în vis, dar se vor găsi soluții în varianta acea, aceasta pământeană să se manifeste lucrurile pe care le visați, le sperați, dacă vă întoarceți către lumină. Da? Uitați ce, ce frumos se pune lumina pe fața ei. 36. 9. Să vă, poate numărul ăsta să vă spună ceva? 36 sau 9. În continuare, din, din același set de cărți, la capătul setului de cărți, vi se atrage atenția când ale, alegeți. Nu alegeți. Din spaimă, din nevoia pentru stabilitate, nu alegeți de rușine, de vinovăție, pentru că v-ați obișnuit cu ceva, ci alegeți din dragoste. Alegeți din dragoste. Întotdeauna putem face alegeri, fie ca alegerile tale să fie din dragoste. Exprimați-vă dragostea prin cadouri pentru unii. Nu uitați că sunteți fără limite și aveți de două ori 4, patru, 40 și 4 aici. Iar 3,1 și unul și 3. Sunteți fără limită. Trebuie să vă întoarceți înapoi la ceea ce iubiți. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă să intrați în trecut. Că vi se zice să vă întoarceți inima și lumina către, către lumină. Vi se zice să vă întoarceți, să fiți în prezent și să visați la viitor. Nu înseamnă musai să vă întoarceți în trecut, ci să în aceste stări în care vă eliberați de un trecut neplăcut, vă întoarceți la lucruri pe care nu ați reușit să le manifestați. Pot să fie hobby-uri, dar reevaluează dorințele. Ce dorești tu să faci în viață? Să stai în consecințele unor, unor alegeri care nu au fost făcute din dragoste? Pentru că se pare că asta ați experimentat, niște consecințe ale unor alegeri și care nu or fi fost din dragoste, or fi fost din pasiune, din atracție, din nevoia de bani, de stabilitate, de uh, înnoire, dar nu din dragoste. Și nu uitați, întoarceți-vă la ceva, ai, uite, la ce, ce vă place. Și atunci se vor produce niște miracole și binecuvântări. Ce vă place? un anume tip de muzică, de poezie, de lectură, de filme, acolo s-ar putea să găsești ceva miracol, le pot veni și pe care, pe cal, inspirație, da? Din cealaltă serie de cărți, energia generală a venit. Doi de monede și în spate dragoste. Dar ce frumos această dragoste este că e o dragoste necunoscută, subtilă, suavă, o dragoste um, apoasă, îi zic eu, pentru că e casa 12 a 12 peștilor o dragoste care vine dintr-o altă viață, care vine pe calea, ia uite, pe o cale a visului, ce vreau să zic? Vreau să zic pe o cale astrală. Și prin vis noi călătorim în astral. Și... Simțiți că dacă vă întoarceți fața către lumină, simțiți vibrația aceasta de dragoste care ajunge până la voi, vă atinge fața, vă atinge inima și intrați într-o stare de... veți intra, veți, veți, fi la un moment dat într-o stare în care nu veți ști ce să alegeți, trecutul sau această dragoste care simt că de-aia alegeți dragoste, eu cred că e ceva care vine. Așa simt că e ceva care vine. Asta pentru că am văzut un as. E un început. E ceva care stă să se manifeste. Ce ar mai fi? Ar mai fi ca voi sau altcineva, trebuie să zic și voi, că puteți să fiți foarte bine și voi, poate să fie altcineva, nu obligatoriu semn de pământ, dar posibil semn de pământ, să fi jonglat două situații. Să fi jonglat două situații. Ați iubit această persoană, ok, și acum ce faceți? Stați în amintirea trecutului? Dar pentru unii eu simt că vine o dragoste, e foarte subtilă. Visați la o dragoste adevărată și încă jonglați între mai multe lucruri, poate aveți multe activități unui de făcut, nu două, că normal doi de monede înseamnă doi, da, cineva care jonglează cu soarele și luna cu plusul și cu minusul, dar aici sunt deja patru. Patru ou. Oh, patru ou, oh, ce înseamnă? Am văzut și la astul de oul, la astul de foc, dați în urmă. Este un concept. E un nou univers. Profesional, familiar, sentimental, spiritual. Zic și eu, ori fi mai multe. Poate aveți două joburi. Un job, un hobby și eu mai știu ce. Jonglați între prea multe. Și din cauza asta, a, interesant, e casa a doua. Probabil ca să faceți bani unei dintre voi. Și dragostea rămâne într-o zonă nemanifestată, e casa a 12 -a, a lui Neptun. Intuiția iar ține de casa a 12, este 20, este 10 și încă 12, da? 22. Intuiția vă spune că dacă vă întoarceți Fața și inima către lumină și sunteți în prezent și visați la viitor, intuiția vă spune, iar este un nou aici, că puteți atrage dragostea. Pentru că aveți zece de spade, aveți niște răni, niște dezamăgiri pe care trebuie să le lăsați în urmă, trebuie să închideți acest ciclu. E un ciclu, face parte din destinul vostru. Aceste răni. Fac parte din destinul vostru, tocmai ca să vă crească, să vă ajute, să vă pregătească per, pentru următoarea experiență. Iar aveți în destin o mamă și un copil, semn de pământ, o fi copilul, semn de pământ, o fi mama, semn de copil, mama sau soția, scrie, mother, scrie, da, în casă, pentru unii. Și chiar dacă nu e, nu e mamă pentru unii, e un semn de pământ, un blocaj mental. Da, niște răni, dar fac parte din destinul vostru. Destinul este printre aceste cărți. Face parte această experiență neplăcută. Dar interesant că zice, puneți. Încheiați acest ciclu. Că zice asta înseamnă să încheiați un ciclu. Ok, se va manifesta destinul altfel și intuiția simte. Sau intuitiv simțiți că veți crea un nou univers, o nouă lume, un nou sens pentru, eu știu, voi, pentru altcineva. Sens de viață, chef de viață. Să pun cărțile deoparte. Sper că v-ați luat mesajele, vă selectați cu grijă. Nu uitați să mai citiți și sub video, că am acolo niște informații. Din cealaltă serie de cărți, la capătul setului de cărți, a apărut șapte de monede, iar monede, iar semn de pământ pentru unii și nouă de monede și voi supărați, plângând. Patru de cupe. Pentru unii. Că o de pământ care plânge, dar eu cred că sunteți voi cei care plângeți. Sunteți supărați cor fi fost prietenii, că cineva a băut, că au fost triunghi amoros, pentru că trei de cupe asta înseamnă, sau pur și simplu o relație care n-a mers, pentru că de ce să plângeți dacă merge? Se pare că ați așteptat, poate cineva, cineva a fost neapărat că a fost triunghi, poate cineva a fost prea independent, că nouă de, de monede e foarte independentă prea, e venusiană, prea concentrată pe frumusețe, poate să fie și bărbat, evident, pe frumusețea sa, pe cum atrage, eu știu, personajele din jur, pe reușite profesionale, poate să fie cineva concentrat pe carieră. Da? Și din cauza asta s-a amânat ceva, s-a așteptat, s-a obosit în casa șaptea relațiilor. E ceva ce stă pe loc. Învaț, nu mai, nu mai aveți forța acum să mergeți mai departe, trebuie să luați o pauză. De vi se zice, întoarceți-vă inima și privirea către lumină și către viitor. A vrut să se mai arate în aceste de cărți? Cavalerul de băte și îndrăgostiții. Cavalerul pentru mine este un aventurier. Un cuceritor. Evident că poate să fie și femeie cuceritoare. Îndrăgostiții, clar, e o chestiune, o aventură a voastră, a altuia. Pentru că apare și puterea. Această situație n-a fost confortabilă. O fi fost ego cuiva, cum a zis mai devreme, cineva cu accese de independență sau de cuceritor care vrea să atragă atenția pentru unii. O lupta a ego-ului. Eu pot să atrag atenția chiar dacă sunt în cuplu. Eu pot să atrag atenția. Știți, diferite prostioare de genul ăsta. Oricum, având de-a face cu această situație plăcută-neplăcută, ați devenit mai puternici. Ați crescut prin această experiență. Face parte, cum a zis, această durere, neplăcere, face parte din destinul vostru. Și intuiția totuși e deasupra Acestei, acestui ciclu care trebuie încheiat. Intuitiv simțiți că vine dragostea, că o să vină dragostea, că o să fie bine. Până atunci, între timp, eventual vă ocupați timpul. Mare grijă să nu vă obosiți când va veni dragostea să fiți obosiți. Pentru că junglați cu prea multe și nu aveți timp să o vedeți, nu de alta, pentru că e casa 12, e extrem de subtilă. Cu fi cineva cu planete în sânul peștilor sau care are în casa voastră a 12 -a niște planete, posibil Venus, dacă aveți pe cineva pe care are Venus în casa voastră a 12, -a, nu prea îi conștientizați dragostea. Dacă, v-am dat un exemplu ca să înțelegeți ce înseamnă casa 12. -a. E în spate, e în umbră, Vedem cum se leagă. Ia, mai amestec o dată. RAC. Soare, lună, ven, să ascundem adunat în RAC. Ianuarie 2021 deja. Și nu, dragii mei. Central. Uf. Sunteți bolnavi unii dintre voi de supărare, în primul rând. De supărare, pentru că aveți și nouă, interesa nouă de spade și 10 de aer. Din cauza acestei povești. Care face, repet, face parte din destin, da? Valetul de monede, mama, mama cu copilul, dar care va crea niște blocaje sau care, în fine, niște răni, niște obsesii, niște iaud. Spade, spade, spade. E drăguț când se confirmă și din alte seturi de cărți. Cu semn de aer care își face griji pentru voi, poate să fie și asta. Dar totuși, haideți să vorbim despre voi. Unii sunteți bolnăviori, alții vă faceți prea multe griji, prea multe griji, pentru că noi deja exagerate numărul lui Jupiter și Jupiter exagerează. Prea multe griji, mai eliberați-vă, dar provocarea este valetul de bute sau asul de bute. Vedem cum se leagă ar putea să fie, da, o aventură, cum am zis mai devreme, că am văzut și cavalerul. Dar dacă are legătură cu cavalerul, poate să fie o atracție sexuală a voastră sau a cuiva care vă stresează și vă, da, vă consumă, da, mental. Poate să se lege acest vale de, de bute și de asul pe care l-am văzut mai devreme. Și atunci poate să fie, provocarea este să vă ridicați în pat și să vă adunați toată energia aia care a mai rămas. Nu, nu consumați mai mult cu prea multe gânduri și să începeți ceva nou, să intrați în manifestare, nu în stagnare, să nu stați pe loc. Aici iar, iar e un alt mesaj, da? Leg de două, sper că faceți diferența. U, niște minciuni, cineva fuge de acasă. Sau intră în casă pe furiș, în casa cuiva, mincinosul, fugăciosul, zic eu, The Runner. Da. Hmm. Nu e obligatoriu să fie semn de aer, sunt, pentru că uh, semnele se manifest când vorbesc uh, de valeți, de cavalerji, de regi, regine. La cărțile mici nu e musai. Iau, te măi, dar câte spade mai aveți planete în semne de aer, probabil, unii dintre voi? Nu vă gândiți prea mult. Valetul de bute înseamnă și bărfe. Nu plecați urechea la bărfe, deși se pare că în ultima vreme ați plecat urechea la niște bârfe sau cineva și-a băgat coada, cineva a bârfit. Valetul de bute nu e cel mai matur. Da? Niște bârfe, probabil referitoare la aceste minciuni, la aceste fofilări, la aceste, eu știu, înșelătorii. Probabil că lumea a bărfit, în fine, dacă a bărfit, nu-i nu băgați, pentru că deja spada asta și cu nouă se adună și se. Da? Ajungem la 10. Gata. Lăsați bărfele, concentrați-vă pe manifestarea unui nou început. Valetul de spade poate să însemne că și voi ați investigat, și unii dintre voi, o situație, situația asta sau asta sau eu știu ce altceva, ați spionat. Rămâne... Uf, și Leo a avut tot în aceeași poziție, dacă nu mă înșel. 8 de spade. Hmm. Probabil că aveți acolo planete unii dintre voi. În viitor. Băi, deci nu se poate. Băi, sunteți apă. Ha, capricorn pentru unii. Că vă place să reduc acest diavol la capricorn. Nu toți capricornii sunt ca niște diavoli. Orice zodie poate să, să, manifeste varianta cea mai de jos a, a ceea ce poate manifesta un om. Dacă asta înseamnă varianta extrem de negativă dacă nu este Capricorn, e o legătură karmică. Da, destinul ne aduce și legături karmice, nu doar de alea frumoase, știți? Face parte din destin, dragii mei. Face parte din destin. Așa se întâmplă. După păcatul Evei, nu există viață în care să îl cunoaștem pe Dumnezeu fără să-l fi cunoscut pe diavol într-o formă sau alta. Măcar așa să-l fi întâlnit la distanță. Unii reușesc să-l țin la distanță, alții dau mâna și chiar fac contracte cu ei. Poate să fie un contract la locul de muncă, diavolul. Poate să fie obsesia, obsesia pentru carieră, că am văzut nouă de, a, a cuiva de monede. Poate să fie orice. Obsesia pentru sex, pentru băutură. Ego are manifestări multiple. Frici. Și frica voastră de ceva poate să fie. Frica voastră. Să ieșiți în acest trecut. Poate să fie chiar frica voastră. Că e ce am zis mai devreme, include pentru unii și o teamă că nu veți manifesta ce mai frumos. Dar totuși intuiția vă șoptește. Dragostea acolo în casa 12, am zis. E subtilă, e fină. Păstrați-o, dacă este a voastră nemanifestată cu cine trebuie. Pentru că va veni și persoana cu care să o împărtășiți. Dacă nu e a voastră, eliberați-vă de acest diavol. Văd că în continuare apar, apare stresul și obsesia, programarea mentală, blocajul, nu puteți să ieșiți, nu găsiți soluții la ceva. Poate să fie responsabilități. Orice poate dar o să, totuși o să clarific, nu știu ce o să clarific, dar o să vedem la sfârșit ce clarific. O, regina de cupe, sunteți voi, mă. poate să fie o altă persoană, dar deocamdată nu am zis că sfatul este fiți voi, iertători, iubitori și iubiți-vă pe voi. Da, iubiți-vă pe voi. Ai sunteți voi. Ce frumos. Ce frumos. Iubiți, nu, nu uitați să, să ieșiți din această energie și să iubiți. Da, deși nu este influența exterioară, este sfatul. Dacă simțiți că voi nu, nu sunteți încă în starea aceasta, e o stare de regalitate, mai de echilibru, de generozitate emoțională, sentimentală, luați legătura cu cineva care poate să împărtășească, vă poate asculta, vă poate liniști, elibera sau, în fine, știți voi. Vă ține brațe, puteți să plângeți acolo sau la telefon, știți cum. Acum, dacă nu ne mai putem ține în brațe, nici măcar cu măștile, nici nu ne mai vedem mimica. Da? Regina de cupe. Exterior, î, semn de pământ. Se, se pare că e un semn de pământ. Valetul de monede. Valetul de monede pe care l-am văzut tot aici. Ia uite, mama. Și asta tot valet de monede este. Hm. O persoană imatură, pentru că e valet. O persoană imatură sau mai tânără decât voi, sau care. Mm. Pentru unii, haideți să vă dau mai multe variante. Pentru că valeti aduc mesaje. Poate să fie un telefon care vă influențează, să nu vă atragă iar telefonul respectiv în această energie. Avem încă un mesaj. Mesajul cel care bărfește, cel care tot așa dă telefon. Aveți grijă. O, trei! Și aici e provocarea. Să primiți veștile optimiste. Asta e veste optimistă. Celelalte, nu. Cu diavolul nu prea o văd optimistă. O să văd ce sunt mai simple la sfârșitul etalorii. Dar revin, totuși stind mai mult să cred că ce să, să cred. așa simt, bine, că așa e și construcția mea și ceea ce simt se potrivește construcției mele interioare și exterioare. Simt că acest vale de băte ar putea să fie revitalizarea voastră și un nou proiect și o nouă pasiune da, care vă poate scoate din, din, din starea asta. Evident că poate să fie și atracția pentru acest diavol, da? Poate. Dar eu nu v-aș sugera să rămâneți în energia asta, când aveți atât de frumos acolo, dragoste. De ce vă este teamă de nouă decupe? Aici sunteți voi. Că nu veți fi fericiți, că nu vă găsiți speranța, credința, că e similar cu ăsta, varianta cea mică. Că nu vă găsiți, nu autosuficiența, nu vă găsiți satisfacția în ceva. Poate voi sau altcineva are tendința să bea și voi este teamă de această tendință, mai ales că e și diavolul e o obsesie. Pentru, eu, eu nu obsesie vreau să zic că un uh, obicei, un uh, viciu. Pentru unii poate să fie un viciu care duce la boală. Mare grijă. Că unii raci au tendința, da, nu, dar zic unii raci au tendința să bea. Din păcate. Ce vă doriți? Regina de monede. Păi, dacă vă doriți în continuare acest capricorn, e alegerea voastră. E alegerea voastră. Ce să zic? Dar dacă regina de monede, pentru că înseamnă foarte multă regina de monede, și dacă ascultați, înseamnă că în acest canal știți voi de ce ascultați, că vă dau mai multe variante. Regina de monede poate să însemne stabilitatea voastră financiară. Vă doriți să vă stabilizați financiar, că acum jonglați între mai multe lucruri. Vă doriți să găsiți o, o poziție stabilă, profesională și familială. Vă doriți eventual o, o femeie. Dacă ați avut de-a face cu o relație nepotrivită, poate să fie o altă femeie. Nu musai pământ, nu musai capricorn, chiar dacă e capricorn aici. Nu. Uh, poate să fie o altă femeie, dar care manifestă varianta pozitivă a Capricornului. Am zis că Capricornul are plus și minus ca orice altă zodie. Vă doriți varianta pozitivă. Asta înseamnă o femeie înțeleaptă, asumată, creativă, implicată, da? stabilă. Soț sau soție, evident că poate să fie bărbat sau femeie generoasă, că reginele în general sunt generoase. Poate să fie un ideal. Ar mai fi regina de monede, poate să reprezinte, vă doriți să vă regăsiți stima față de voi, dacă conștientizați că stând în această energie vă îmbolnăvește și vă, vă atrage blocaje mentale, că se vede, da? Se vede blocaj mental Te ți deci încercui și de spade și de desfori. Și aici, iar cineva e legat, cineva e legat și cineva labat. Dacă conștientizați că această situație este toxică, Regina de Monede poate să însemne stimul față de voi. Vă doriți să vă regăsiți valoarea. Și asta o faceți răs răsucindu-vă, întorcându-vă inima și fața către lumină, fiind în prezent și visan, visând la viitor. Cer, uh, deci puneți scapă, transformați ceva, moartea. Totuși, da, e frumos, înseamnă că se referă la un ideal, la ce am zis ultima oară, la valoare, la stimă față de voi, să vă păstrați principiile, vă doriți, bărbați, femei, nu contează. Regina de monede își păstrează principiile, creează, face lucruri frumoase, face bani. E un om care îi susține pe cei două regine, două regine îi susține pe cei din jur. Și, repet, poate să se manifeste și la bărbați. E varianta feminină a lor. Asta pentru că totuși apare moartea, apare transformare. oh, și împăratul. Împăratul înseamnă că vă da echilibru, da? Berbec, taur, dacă asta vă ajută. Vă regăsiți controlul. Transformați toată această situație neplăcută și vă regăsiți controlul. Începe să vă guvernați, să vă controlați viața, voi. Nu vă mai lăsați influențați de... Deși și diavolul poate să devină toxic, dar diavolul vreau să zic că împăratul poate deveni toxic, dar eu zic că vă creați un nou univers. Pentru că vă doriți stabilitate, începe să manifestați, eventual. Da, frumos cum zice, ia să-mi iau baghetuța. Dacă sunteți bărbați și aici este idealul vostru, pentru că voi sunteți încă iubitor, vă doriți o dragoste adevărată, da? Adevărată, dar și stabilă, da? Se poate materializa, nu doar emoții și sentimente. Da? Să fie domnule, doresc o, o femeie adevărată, o soție adevărată, nu ce am manifestat, pentru că e o relație karmică aici. Sau un soț, evident. Puneți capăt cu această moarte, transformați, cum să transformați? Că opt apare și aici, apare și scorpionul, da? Decât prin niște lucruri intense, puneți capă situației toxice și vă, începeți să vă asumați crearea unui nou univers. Vreți soție asumată, sunteți și voi soți asumați. Vreți o soție valoroasă, sunteți și voi oameni de valoare. Pentru că nu poate fi un om de valoare lângă unul care nu se apreciază, da? Vreți să vă apreciați. În momentul în care vă apreciați, atrageți oameni care vă apreciază. În momentul în care sunteți puternici, atrageți oameni puternici. Înțelegeți. Cum vine? Cam așa e. Ia uite. Împăratul și marele preot. Transformați și. Eu aici văd o căsătorie, nu neapărat căsătorie, e o relație spirituală, e un contract spiritual, vreau să zic, un contract spiritual. În momentul în care manifestați 4 și 5, bărbatul asuma și bărbatul tradițional reuși să vă atrageți acest ideal, regina de monede. Unii, poate ați avut de-a face cu un om. Ce mai simt? Un om care s-a controlat prea mult, prea rece, și vreți să puneți capăt. Vreți să vă regăsiți spiritualitatea după această experiență? Pentru unii, e un mesaj în plus. Interesant, apare un personaj autoritar care conduce. Afară de faptul că își conduce viața, dar conduce și pe alții. Poate intrați voi în această vibrație. Sau revin, dacă manifestați măcar regina de monede, vă atrageți acest gen de om puternic. Aici este și profesorul și businessmanul. Vedeți ce mesaje vă plac și ce rezonează. Haideți să și clarificăm. Ce să clarific? Valetul de monede care se repetă? Clarificăm valetul de monede. Clarificăm valetul de monede după, din punctul exterior. Iar iar șapte de monede. Și iar semn de foc, șapte și șapte, șapte de bute. Cineva cu care v-ați luptat? Ați încercat ori voi, ori ei. Eu cred că voi, nu știu, ei sau voi, rămâne de văzut. Iar apare așteptarea asta. Probabil că cineva vă dă un telefon, se luptă să vă cucerească, să vă recucerească după o așteptare, și primiți un telefon de la ei și telefonul ăsta să fie încercarea lor de a ieși din șapte să meargă către op de a transforma situația. Hmm. Cineva se luptă să iasă în această așteptare. Poate încearcă să vă recucerească personajul respectiv. Sau, pentru că șapte de bute poate să fie și un perso personaj defensiv. Poate să fie același personaj care v-a pus în așteptare, având o atitudine defensivă care nu s-a implicat. Nu, te voi sunteți supărați iar, vreți adevărul. Vreți unii dintre voi să fiți independenți. Clarificăm diavolul ăsta. Ia. Diavol. Cine e diavolul ăsta? Ce e cu diavolul ăsta? Că minciunile sunt minciunale, vreau mai mai fiți țin de trecut. Hai să vedem ce cu diavolul ăsta în prezent. Să trebuie să fie o sora de bute, atracția sexuală pentru cineva. Da? Dacă vă trage în jos, vă zic să vă controlați, că apare aici control, apare verticalitate, spiritualitate, spiritualitate da? Dacă vrei să, să ieși din această energie toxică, cum o omorâți? Prin control și spiritualitate. Și valoare, stimă față de voi, te-ați toate trei patru arca... trei arcane majore și cu o regină. Am văzut și justiția, niște chestii în tribunal pentru unii. clarificăm diavolul. Hai, te rog, clarificăm diavolul. Hm. Voi plângeți, ei plâng, cinci de cupe. De ce să plângeți după asemenea energie, mai dragilor? De ce? Nu mai plângeți, mai nu se poate așa ceva. Iar, 3 de monede, posibil capricorn, 2 de bute și așa, apoi voi. Cineva n-a putut să aleagă, s-a ales la altă cale, triunghi pentru unii, nu pentru toți. Hai să clarific Regina de Cupe. Aici sunteți voi sau fie altcineva? Cine e Regina de Cupe? Sau la ce se referă exact Regina de Cupe? Da. Eu cale o lecție spirituală prin ce a trecut eremitul. E o lecție spirituală, probabil că unii dintre voi v-ați însingurat prea mult, dar asta este. Sfatul este să înțelegeți lecția, să vă găsiți lumina și să rămâneți în dragoste. Chiar dacă ați fost jonglați, chiar dacă jonglați între mai multe situații, rămâneți în dragoste. fost o situație. Ia uite. Niște secrete. O situație iar dezechilibrată. Iar sunteți voi, regele. Regele sau... Da. Altă varianta voastră. Și nebunul. O nebunie în secret care a dezechilibrat o situație, o relație. Clarificăm eu... valetul de bute. Că ce provocare. Să ieșiți din grijile asta din stres. E un stres teribil pe care vi-l faceți acum. Și se pare că și pe vertical. 7, 8, 9. Vedeți cum aveți? 7, 8, 9. Nu, nu se poate așa ceva, nu-i normal, vă rog frumos, luați-vă calmante, faceți meditație, de ce nu vine temperanța? Ia, clarificăm, am scăpat asta, valetul de bute, te rog, valetul de bute, provocarea. Ce este acest valet de bute? Ce este acest valet de bute? La ce se referă anume? Valet de bute, te rog frumos, clarificăm valetul de bute. Trei valeți. Interesant. Asul de spade. S-au la eliberați-vă de această situație, de această nebunie care v-a creat conflicte. Eliberați-vă, plecați. Plecați frezori senine, da? Eliberați-vă mental. 6, 6, 7, 8, 9. Am mai avut aici 10. Păi, nu, nu e normal. Deci, valetul de bute și asul de de spade. Manifestați adevărul. Luați adevărul. Tăiați acești munți în două și vă, vă faceți o nouă cale. Pentru că voi acum vă blocați. Voi creați un munte de gânduri și de stres. Tăiați munții în două și vă faceți cale și vă regăsiți pasiunea Pentru unii poate să fie o veste bună care nu are, are nicio legătură, dar ne ajută cu toată povestea asta. Poate să fie o veste bună care vă ajută să începe să manifestați ceva nou, dar trebuie să, să lăsați trecut că zice, repet, întoarceți-vă inima, inima, ca aici este inima, deci asta e cartea centrală, inima. Întoarceți inima către lumină. Și mintea. Da. În principiu e frumos. A trebuit, pentru că toți trebuie să renaștem acum, în, măcar acum, în 2021. După toate dramele prin care am trecut. Ce să mai clarific? 8 de spade. Clarificăm în viitor 8 de spade la cine se referă, la ce se referă. Cum îl depășiți? Cum îl transformați? Pentru că trebuie transformat. Clar. Trebuie transformat. Trebuie să ieșiți, să găsiți soluții. Pentru că, apropo, dacă aici nu găsiți soluții, aici găsiți. Vine cineva cu o idee străucitoare. Am în două înseamnă idei. Una extrem de inteligentă, alta extrem de creativă și inovativă, originală. Ia, a, ce frumos, asul de cupe. Schimbare de energie, Doamne ajută. Ia, opt de, spade, clarifică un de spade. Opt de spade. Mm. Mai. Opte spade. Vrei să lăsați ceva în urmă și să manifestați ceva nou. Eventual vrei să lăsați oamenii care v-au manipulat și să, să vă vindecați, să mergeți către vindecare. Dar, eventual, nu poți să facem altfel. Vă vindecați și mergeți către nou. că tot vă e teamă că nu-l atingeți în poziția fricilor. Și atunci trebuie să treceți prin op prin eliberare emoțională, ca să ajungeți la nou, aici unde vă e frică că nu o să fiți. Și în momentul în care faceți acest, faceți acest lucru, manifestați ceva nou, o nouă cale. O nouă cale. Și vă pregătiți, zis, vă pregătiți pentru această dragoste mare pe, de care sunteți obsedați, unii dintre voi, obsesie. Să o manifestați, măi, o dragoste adevărată, exact opusul diavolului, da? vrei ceva adevărat, un suflet pereche, da? Nu un suflet toxic. Dar deocamdată încă plânge sau poate cineva plânge după voi. Dar e trecut în sfârșit, am zis de temperanță, în sfârșit văd și o temperanță. Vindecare. Echilibrare emoțională. Vindecare. Dacă aveți probleme, roboară sau ceva, e vindecare și mergeți către manifestare, către noi în direcții. Da, uite, blocați, blocați acest semn de pământ și încheiați capitolul. Încheiați capitolul, da? Lumea. Și blocați doi de spade. Blocați într-un fel sau altă, Nu trebuie să-l blocați definitiv, că poate nu se poate. Dar blocați triunghiul, dacă a fost un triunghi, pentru unii blocați. Și Asta de ce? Ca să vă liniștiți, să vă vindecați, pentru că știți, ați auzit și la mine și la multe alte loc, locuri, da? Locuri. Emisiunii. Trebuie să vă vindecați, să vă eliberați de trecut ca să puteți manifesta ceva nou. Și nou, asta apare sub forma dragosteților. Unii dintre voi încă sunteți obsedați de un geamăn, unii, nu toată lumea. Unii dintre voi. Tot cineva cu marcaj în gemeni. Da. Dintre toate mesajele pe care le-am spus, vă rog frumos selectați-vă, vedeți cu ce rezonați, ce vreți să manifestați, dacă vreți să stați aici, este alegerea voastră dacă alegeți să stați în, în, vibrația asta a diavolului, vă rog, nu mai treceți pe la mine, căutați alte canale. Nu de alta, dacă să nu-mi transmiteți vreo vibrație de genul ăsta. Și e frumos. Uite, avem un as, avem un magician, avem, am văzut și asul mai devreme, l-am dat și asul de cupe. Încet, ce se mișcă. Doar alegeți, dragii mei, alegeți din dragoste. Și aici scrie love, VERS. Aici scrie la, v, love, love, lovers, love, love, love. love, 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 love. Nu dependență, nu obsesii, nu bla 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 ori. Nu mai plângeți. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. La mulți ani pentru anul ăsta, iar am vorbit mult, dar sper să fie cu folos. Numai bine. Ceau ceau!